Nici până acum administrația locală din Aninoasa nu a reușit să rezolve problema locuințelor sociale promise zecilor de familii afectate de cutremurele din această primăvară. După ce s-au copt din cauza caniculei în containerele puse la dispoziție de guvern, acum îngheață de frig. Sceptici că administrația locală mai poate face ceva până la venirea zăpezii, ce n-a făcut pe vreme favorabilă, oamenii au început să se mute înapoi în locuințele abandonate, punându-și viața în pericol. Prefectul județului a declarat pentru Hunedoara 1 TV că în această săptămână o echipă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență va fi trimisă la Aninoasa pentru a verifica situația din teritoriu, urmând ca în baza datelor obținute să se identifice și o soluție pentru persoanele aflate în dificultate. Altă soluție nu există la ora asta, pentru că în containere este complicat să mai stea când e foarte frică. Eu noi trimit pe cei de la ISU acolo să vadă despre ce este vorba. Din păcate, primarul și-a făcut treaba, că putea să înainteze proiectul, să banii are de 6 luni în cont. N-au gătat nici au avut locuințe sociale care sunt în construcție de 2 ani de zile. Cum nu pot să-i fac eu treaba lui administrativă. Dar alte soluții la ora asta nu avem unde să-i băgăm pe oameni. Pentru ce vor merge acolo? Să vadă cum e starea acelor locuințe modulare, să vedem cine mai este acolo, cine nu mai este, care e perspectiva, să vadă la locuințele dacă se întorc oamenii, unde se pot întoarce, unde e un pericol și după aia să luăm o decizie. O decizie cu privire la soarta zecilor de familii sinistrate ar urma să fie luată la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact vineri.